Salutare, mă, și bine v-am găsit la un nou episod pe Pet Simulator X. Astăzi facem și noi un video cu update-ul ăsta. Știu că am întârziat puțin, dar am muncit toată ziua pe timpul update-ului, așa că doar acum am putut să venim. Nu o să vă plictisesc cu detaliile cu ce s-a întâmplat la update, cred că știți și voi deja cu noua lume, cu tot ce se întâmplă pe aici. Dar ce vreau să facem noi astăzi, vreau să încercăm să facem rost de unul dintre peturile noi, de la acele ouă. Dar ăla, unul dintre ele, știu că este acel shiny care a venit acum și este extrem, extrem de puternic, gen secret, shiny, dark matter. O să ne trebuiască multe, multe coinuri din acestea. Am găsit aici deja un chest cu ori 100 și o să-l spargem, fiindcă ne dă destul de bine și ne trebuie, cum am zis, multe din acestea ca să putem deschide multe ouă. Iar, la fel, cum să ne folosim de noul event, o să facem multe diamante. Cum am făcut și până acum cu fiecare event, noile mitice, exact când apar, sunt destul de scumpe dacă le vindem în Trading Plaza. Iar, acum, din ce am văzut, dacă e să vindeți secretul ăla normal, se vând și cu 10 de miliarde. Adică am văzut unul cumpărându-se la vreo 20 de miliarde, 30 de miliarde. Și uite aici, am luat aproape un trilion dintr-un singur chest din acesta. Opa, și ăsta are ori 25. O să las peturile să bată acolo. Și în timp ce ele bat, haideți să mergem să ne uităm puțin și la mailbox. O să vă pun un videoclip acum când m-am uitat eu, fiindcă iar se umpluse. Hai să ne uităm și acum la cadouri. Partea asta o filmez puțin mai înainte, fiindcă s-a umplut ăsta iară de cadouri. Ăsta e de la mine. 300 mă, că este 3 puncte la Hugatron. Da, o să vă țin pe toți minte, o să mă uit la peste filmare să vă cine a trimis și o să trimit după la toți. Dar să ne uităm întâi la cadouri. 300 mă, e ok, trimitem 300 mă. Respect, hai cu diamantele. De la Itachi, iară, kids, sper să câștig, win or lose, om legit ca tine nu am văzut, mulțumesc foarte mult, e cel mai tare YouTuber, mulțumesc, sper să câștig, mamă câte ne-a trimis aici, mamă ne-a trimis FNS o grămadă de eventuri, mai facem încă un nou, două, de la Sergio, iară, cu 3 milioane de diamante, mulțumesc foarte mult, Ernest Matei, please 5B sau un PD60Q, vedem dacă ai noroc pe cine alegem. Că văd că FNS aici iar ne-a umplut căsuța de cadouri și posibil să fie el unul din câștigătorii de azi. Jeff, Tării Cristi, mi-am luat pe scam pe serverul tău de la un băiat și să mă ajut cu ceva. Păi cum ați reușit să luați scam pe server? Eu v-am zis să nu mai dați lucruri la lume, să n-aveți încredere oricine ar fi, chiar dacă e pe serverul meu, chiar dacă e pe serverul oricăruia, nu dați lucruri la lume. Robert Vid, de la mine pentru tine cu două exclusive, îți mulțumesc foarte mult. Jeff cu 3 eventuri, mulțumesc, în poza te rog în bu. Vedem. Jeff încă unul, încă unul, îl avem și pe David, iar acum dacă putem să-i dăm un bu. Și Jeff o grămadă de eventuri ne-a trimis și el. Norofen, sper să câștig diamante ziua 4. Ziua 4, ok, hai că... De fapt, bine, te-am văzut la fiecare videoclip că ai trimis câte ceva, așa că și tu ești unul dintre câștigătorii de azi. Gina, te rog, îmi dai un PD60Q și nu știu ce. Da, vedem, cu peturile de 60Q, o să dăm și peturile de 60Q. Încă o donație puternică, încă o donație, mamă, câte un miliard, ce ne-a dat aici un Q Banditos. Boica cu un event, 2B dacă se poate. Da. Da, merge 2B. De la mine pentru tine, dacă se poate, 100M sau ceva. 100M, da, merge. Poți să-mi dai și mie niște diamante sau un PD cu 50Q, dar o să pot să-ți dau un PD 60Q. Încă o donație puternică de 1 miliard de la Uncle Banditos. Sergiu cu 50 de milioane, apar în vlog, da, apari. Și ne-a trimis și un event. Sergiu cu mai multe diamante, o grămadă aici ne-a trimis. Nu mai trimiteți așa unul câte unul, vă rog eu mult de tot, că umpleți căsuța și nu apucă să trimită toți.
Îmi poți da două bă, să-mi iau și o exclusivă. Vedem. Darius Fresh 90900, parola este primul huge. Nu mai spuneți parola aici, parola trebuie să o scrieți în primul huge egg. Mama, asta e vechi, e rău de tot, primul huge egg. Nu e asta parola și oricum nu scrieți, nu dați parole aici în mailbox, trebuie să le trimiteți pe, în comentarii, pe YouTube. Respect, un B are 3 puncte, data e un B pe 3 puncte cam mult, mai ales că e de asta de event. Mama, mi s-a resetat serverul. Bun, unde rămăsesem aici, hai, respect cu diamante, cu diamantele, Itachi încă un cadou, event, FNS iară ne-a mai trimis o grămadă. Mama, asta e că ăstea sunt de acum. Ăstea sunt de acum, deci eram pe undeva pe aici jos. Dar, bun, pe aici să zicem, Andrei, da, acolo eram. Pare este primul huge, da, bun. Ai off pe nu știu ce sau dacă nu înțeleg ce scrie, îmi pare rău. Partner Grand Game cu un event, mulțumesc foarte mult. Mini Technicus, poate că știi și eu cele 5 bă și ne-a trimis 500 de milioane. Ne-a dat și un cadou cu încă 500 bă. Mamă, ce ne-a dat aici, o grămadă de chestii. Neb 1, sau poți să-mi dai shoutout. Ia uite, Laurențiu Gavril 08. Ai shoutout pe vlog. Cel mai mare cadou românesc. Așa. Mersi foarte mult, cadou, îți mulțumesc și eu enorm de mult. Rex 123 cu niște eventuri, sper să câștig, am trimis și o exclusivă. Mamă, câte ne-a trimis și Rex aici, îl mai băgăm și pe la unul dintre câștigători. Iar dăm o grămadă de diamante. Roblox Valentin, Spider-Man, 600 milioane. Asta nu valorează 600 de milioane, îmi pare rău, la asta o să-i dăm reject. Și cam asta a fost tot. Bun, am citit pe toate, sper că n-a venit ceva nou acum. 300 mă, că este 3 puncte la Huge Atron. Da, o să dăm și la asta 300 mă. Dăm repede claim. Bun. Și cam asta a fost. Și acum o să ne uităm la cel de aici. Bun, avem 29 de cadouri. 30, ok. Văd că tot mai apar. Îmi dai că am luat scam. Nu știu ce ai cerut aici dacă e să-ți dau. Dar îmi pare rău că ai luat scam și îți mulțumesc de cadou. Bună ziua, Bozu, respect un event. Ok, văd că ne-ai trimis o grămadă de la mine pentru tine, poți să-mi dai 5B. Ok, 5B că ai luat scam. Vedem. Cine mai e pe aici? Oricum îți mulțumesc foarte mult de eventuri. Sergiu Mod 10, iară ne-a trimis niște chestii pe aici, plus un event, 100 de milioane pe el. Da, putem da 100 de milioane. Vlăduț, te pup frate, hai cu episoadele forță. Și ne-a dat două eventuri, îți mulțumesc foarte mult. Sebi cu 10K, Norofen, mersi de mitică, te pupă Norofen. Și ne-a trimis și două eventuri, mulțumesc frumos. Salut, hai cu ad. Cu adurile o să facem o mică schimbare. Din cauza că doar ce am aflat acum, că sunt numai 200 de locuri la prieteni, iar eu deja le-am umplut și pe lângă că le-am umplut, mai am încă câteva sute de cereri. Nu o să mai pot să dau ad la lume și o să încep să dau ad la persoanele pe care le văd active pe canal, persoanele care trimit cadouri și nu orice cadouri, ceva mai special, adică dacă trimiteți 10K diamante sau 1 milion, nu o să vă pot da, fiindcă sunt alții care trimit mai mult și au cumva prioritate. Nu vreau să fie așa, dar din cauza că sunt doar 200 de locuri, chiar nu am ce să fac și așa o să trebuiască să fiu puțin mai selectiv cu persoanele pe care le dau ad. O să mă uit prin listă, deja știu majoritatea dintre voi care ați tot trimis chestii și ați fost la fiecare videoclip și cu like-uri și cu comentarii și o să vă păstrez acolo. Dar persoanele pe care nu le-am văzut mai deloc o să încerc să le dau afară și o să dau accept numai la persoanele care, pe care le văd aici la mailbox cu cadouri mai bune, gen. Îmi pare rău că este așa, dar cum v-am zis, sunt doar 200 de locuri care deja sunt pline și mai am încă câteva sute de cereri, așa că nu am pur și simplu cum să vă accept pe toți. Eu am zis că dau accept la toată lumea, fiindcă mă gândeam că sunt locuri cât nelimitate, dar aparent nu sunt.
Bun, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Haideți să strângem iar 100 de like-uri, să mai dăm încă un huge ca și giveaway. La fel, cu numele, comentarii și parola pe care o să o spun undeva prin video. Hai să continuăm aici cu cadourile. Avem de la Rex. Sper să câștig 5 B sau 10 B gemuri, te rog. Sper să câștig 5 B sau 10 B. Nu știu, n-am dat niciodată 10 B, vedem. Ok, dar ne-a trimis o grămadă și exclusive și eventuri și alea de 5B sigur o să câștigi. Un Cubandidos cu încă un cadou, un miliard și un event. HexTZF cu un event și 45 de milioane și cam astea ar fi. Numai că am văzut că am mai trimis cineva aici. Respect mult, păstrează-l. 5B am luat scam. Bă, îmi pare rău că ai luat schem, dar nu este vina mea că ați luat schem. Oricum, îți mulțumesc mult de cadouri și o să dau acum repede claim la tot, numai să țin minte pe Rex123GG1M. Sper să ne apară acolo. El este unul dintre câștigători. Rex... n-a apărut. Ok, o să trimit eu după. Momentan, haideți să vedem, am mai făcut ceva? Da, văd că luăm un miliard și ceva pe tic, cum ar veni. Și aici, ouăle astea, mamă, astea golden sunt 7 miliarde pe ou. Mi se pare extrem de mult și asta, având și ăsta la level maxim, care îl face 15% mai ieftin. Și ăsta e 20% mai ieftin. Vai, dar sunt super, super scumpe. Țin, mi se pare extrem de scumpe. Și opa, deja un mythical. Ia să vedem cât are mythicalul ăsta. Am văzut că am ouăle astea pe care am și cumpărat câteva de la voi. Nu știu dacă am filmat chestia asta, dar mi-au trimis câțiva și în mailbox și am trimis banii pe ele. Plus câteva de la conturile mele. Așa că haide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne mai trebuie unul ca să facem 8, să putem deschide câte 8. Da, le lăsăm așa. Ia să vedem ce se întâmplă dacă deschidem câte 3, așa. Ne pică, știu că ne-au picat numai pinguini. Dacă ne pică iar numai... Numai pinguini, deci, da? Nu e problemă. Băi, deci e imposibil așa ceva. Imposibil așa ceva. Am deschis atâtea d-astea și nu ne-a picat niciodată altceva în afară de... Ok. Băi, prima dată când ne pică altceva în afară de un pinguin. Prima dată. Haideți să lăsăm puțin contul să vedem. Sper că am alea setate să nu ne prindă... Oh, Mythical Golden. Bun, ia stai așa. Hai să vedem și noi. 19,4Q. Chiar nu e rău deloc. Adică ăsta o să se ducă bine. O să se ducă și peste Lucky Tiger ăsta de 66. Mamă, am văzut deja. Știu că am văzut deja secretul ăla. Secret Shiny Dark Matter. Gen full cel mai bun. Și avea 600Q. Din cel mai bun pet care e acum în joc, avea 600Q. E incredibil așa ceva. Vă dați seama ce damage puteți să dați cu petul ăla dacă aveți o echipă full de Pugeur sau de Titanic. Mă rog, Titanicuri e prea greu să ai o echipă full. Dar una full de Pugeur cu un pet ăla, vai de mine, sparge, nu vă mai trebuie absolut nimic. Ați sparge tot ce vreți. Da, o să las eu puțin contul aici, să văd, poate să strângem câteva peturi mitice și revenim după. Hai să facem și niște trade-uri aici cu abonații, așa să le mai dăm niște cadouri. Îi dăm un miliard pe un event pe d-asta. Na, Denis ne trimite și el. Ce ne trimite? Trimite nimic? Poți să-mi dai pet, te rog. Da, sigur, ia uite. Pet. Și cu royalty.
Nu normal. Și cu royalty ți-l dau. Ia uite. Uite, acu e, cred că e cel mai bun pet al tău. Și cu royalty și de 60Q. Naruto. Ia uite, ne dă și Naruto. Trade request. 1, 2, 3 eventuri. Bun. Cadou, nu e cadou. Îți trimit 1 miliard pentru 3 eventuri. Punem asta așa pe aici prin video. Parola pentru videoclipul de astăzi este cârnat. Că tot ne pică hodoși din acestea. Aia o să fie, ia uitați-l. Aia e parola, cârnat. Haideți că a trecut aproape o oră. Am consumat toți bănuții pe care aveam. Adică aproape 3 trilioane. Și cam asta este ce am strâns. Câteva rânduri de golden. Și aici destul de multe mitice normale. O să merg acum repede să le facem pe alea normale gold și după să le facem rainbow. Să vedem dacă ajungem măcar cu una sau două la dark matter. Eu zic că ar trebui să ajungem. Bun, am terminat cu cele golden și cam atâtea avem. Acum haideți să mergem repede și la asta de rainbow. Bun, și asta a fost ultima și ne-au ieșit 15. Asta înseamnă că am putea face 3, să zicem, ca să le facem mai repede, să punem câte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și are și în 5 ore așa. Dacă punem 6, ies în 30 de minute, dar... Haide totuși să punem 6, ca să le facem mai repede. Și mai punem încă o dată. Și după cum vedeți, ăstea au 44.8Q. Normal. La Dark Matter o să aibă destul de mult. O să depășească fostele mitice, adică astea erau cele mai puternice, Lucky Tiger-ul, iar în Mythical e la 66.9, astea au 45 aproape, doar la Rainbow. Deci au crescut ceva peturile, să fiu sincer. Haideți că ni s-au făcut și nouă peturile, să vedem cât de bune sunt. Ia să vedem unde sunt, unde sunt. Aici. Și au 129, mamă, și ne-a picat și unul cu royalty, 129Q, doar la Dark Matter, fără shiny, fără nimic. Wow, ok, sunt super, super bune peturile astea. Hai să vedem totuși și dacă mergem noi cumva la Trading Plaza, dacă le cumpără cineva, ca să știm dacă e o metodă bună de a, face bani sau nu. Îl punem pe ăsta cu royalty. Hai să vedem ăsta cu royalty la 5. Nu. Hai să vedem 10B totuși. Poate avem noroc. Și îl punem pe ăsta fără royalty, adică ăsta, la 5B. S-or lua, nu s-or lua, nu știu. Da. Ia, oh, uitați aici, uitați aici. Ăsta le dă fără royalty la 3,2. Și el fără royalty la 2,7. Ok, deci am pus destul de mult cu 5B. Trebuie să mai scădem puțin. Așa. Ăsta e cu royalty, deci îl las așa, dar îl punem pe ăsta ai la 2,5B. Puteți face 10 de miliarde. Așa că folosiți-vă repede de chestia asta cât încă sunt prețurile mari. Și pe lângă asta, haideți să dăm și huge-urile de videoclipul de azi. Mai avem aici niște gifturi, să vedem. Am niște tricouri cu logo-ul tău. Dacă aveți, da, dacă aveți tricouri cu logo și chestii, puteți să mi le trimiteți pe mail. O să mă uit de acum pe mailul din business, îl aveți în descriere. Trimiteți acolo dacă aveți tricouri sau chestii de genul. Și mai avem niște cadouri repede, să vedem. Jeff Cartoon Coins, dacă nu -ți trebuie, mi-l dai înapoi, cadou, cadou. Ok, Jeff. O să-mi trebuiască, le dau claim la toate, Jeff. Și unde ești? Just now. Roblox, așa tu ești. Bun, Jeff. Ia uite, pac, felicitări. Felicitări.
Bun, și acum să ne uităm repede și pe videoclip. Avem aici comentarii, dăm scroll. Bun, și ne oprim aici. Respect pentru toată munca și timpul depus în videoclipuri, ținut așa, parola este licitație și numele Mihăiță 1682. Felicitări, Mihăiță 1682. Avem aici un Hellrock. Felicitări și mulțumesc de like și com. Bun, punem și... Mă, ce am făcut? Felicitări și mulțumesc de like și com. Bun, Mihăiță 1682, verificăm numele Mihăiță 1682. Perfect, am pus un Hellrock și s-a dat și huge-ul de astăzi. Nu uitați, 100 de like-uri pentru încă un huge giveaway, așa că haideți să apăsăm butonul ăla de like acolo. Am văzut că se strâng mereu câte 100 de like-uri, deci se poate. Ușor să mai mărim iară miza, dar încă vă țin la 100. Până mai vedem, poate de la episodul următor o să o mărim puțin, că 100 se strâng mereu și dacă se poate mai mult, să vedem cât de mult. Ca să aproximez un timp, să zicem... Am stat încă o jumătate de oră, cât s-au făcut astea, să mai farmez niște diamante, niște coins din acelea și am făcut înapoi aproape 3 trilioane cât am dat pentru astea. Deci într-o jumătate de oră faceți câte 2 din aceștia complet gratis, deci complet gratis, numai să farmați, să deschideți ouă și atât. Și ar veni, hai să zicem că nu v-ar pica niciunul cu royalty, ar veni doar normal. 2,5 miliarde la 2 peturi, dacă aveți noroc poate chiar de 3, să zicem că vă reușesc toate când le transformați în golden sau în rainbow, 3 royalty, deci asta înseamnă undeva la 7,5 miliarde în jumătate de oră, punând și deschis, hai să zicem o oră. Deci este perfect pentru cei care încă n-au deblocat mina de diamante, aia ultima, unde na, trebuie să vă dați un huge. Puteți face din asta aproape la fel ca acolo. 7,5 miliarde la fiecare jumătate de oră. Eu zic că este destul de bine. Măi, păi cam asta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like. Haideți să strângem din nou 100 de like-uri pentru a mai da încă un huge. Și la fel, parola am spus. Nu uitați de parolă în comentarii pe care am spus-o undeva prin video, la fel și cu numele vostru de pe Roblox. Am lăsat și un mesaj pe community pentru merch. Cine vrea să face merch, lăsați acolo și votați. O să dureze cam o săptămână, două, până găsesc pe cineva care să facă un merch decent sau bun, depinde cum găsesc. Până o să se facă merch-ul, până îl punem. Da, votați acolo dacă ați vrea să facem și noi merch, să avem, să ne schimbăm și noi bacon head-ul ăsta, să nu mai stăm cu skin-ul ăsta de la început. Și la fel, după ce apare merch-ul, cine vrea să ne ajute și pe noi și cine vrea să poarte merch-ul, poate să o să facem un shop și o să-l punem acolo la vânzare pentru toată lumea. Dar da, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Mult succes pentru următorul giveaway și ne vedem data viitoare.